Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mădălina încă încearcă să găsească răspunsuri la toate întrebările care o macină. Recent, aceasta a povestit cum i-a apărut artistul în vis și ce semne primește de la el. Mădălina Crețan a povestit cum i-a apărut Nosfe în vis. Aceasta a dezvăluit că niciodată în cele 3 luni de la moartea artistului nu l-a visat în vreo circunstanță legată de ei doi, ci doar legată de prietenii sau de colegii săi din lumea muzicii. Chiar vorbeam, râdeam cu o prietenă de ale mele că în momentul de față ea îl visează încercând să comunice cu mine. La ea se duce în vis să-i transmită lucruri pentru mine, eu îl visez vis-a-vis de prietenii lui și de alți oameni, dar nu legat de mine. Spre exemplu, l-am visat într-una din seri spunându-i lui Luca că îl iubește. Luca e producătorul de la Shatra Benz. Într-o altă seară l-am visat că a fost cu unul dintre DJ-i și prietenii lui la Kiss FM, într-un moment în care a pus muzică, dar nimic legat de noi. Recunosc că în momentul de față mă agăț de aceste lucruri foarte mult. A spus aceasta pentru că moartea artistului a fost un adevărat șoc pentru ea. Mădălina Crețan a recunoscut, sincer, că a avut nevoie de terapie pentru a depăși momentul pierderii omului iubit. Chiar dacă Nosfe o vedea mereu ca pe o femeie puternică, ruptura dintre ei cauzată de moartea artistului a scos la iveală latura sensibilă și vulnerabilă a Mădălinei, care nu știe ce și cum să mai facă pentru a ieși din nou la mal. În ultimul timp merg la terapie. Nu pot să gestionez singur această situație și chiar Radu. Psihologul a constatat că sunt mult mai sensibilă decât se aștepta, dar da, acest lucru era un lucru pe care îl știa și îl văzuse Darius și poate mama, dar așa funcționez eu, a mai punctat aceasta. El cumva a crezut întotdeauna că sunt puternică, în momentul de față nu știu foarte bine cum sunt, nu știu foarte bine, trebuie, că nu am încotro, trebuie să mă readun, a mai spus aceasta. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.